puteți da câteva detalii și despre statusul proiectului ISHO, la cine putem aștepta anul acesta? Da, sigur. Proiectul ISHO intră deja într-o etapă de maturitate, aș spune eu, în sensul că proiectul s-a ridicat destul de bine în ultimii 2 ani și începe să prindă conturi și pentru cei care poate din randări sau din celelalte materiale de prezentare n-au reușit să vizualizeze ce se va naște aici. Partea de birouri este cea de-a treia etapă și ultima, este în curs de finalizare și ne propunem să facem recepția acelei ultime etape în următoarele luni. Și toată zona din jurul birourilor este finalizată cu trotuare, piațetă pietonală. Avem un pavilion care acum a fost amenajat ca și centru de vaccinare, de fapt, și în următoarele luni va continua să funcționeze ca centru de vaccinare. Deci partea de birouri e quasi finalizată și dată în folosință. Pe partea de rezidențial, anul trecut am dat în folosință prima clădire Riverside pe malul Beghei, o clădire de pe plus 2 etaje, unde deja am predat cele 100 și un pic de apartamente și lumea deja locuiește acolo cu un feedback foarte bun de la cumpărători, foarte mulțumiți de achiziția făcută și de calitatea locuirii acolo, pentru care unii dintre ei au achiziționat apartamente și în următoarele clădiri după ce s-au mutat. Acum suntem în curs de finalizare și de recepție și predare către cumpărători cu 2 clădiri pe plus 20, cele mai înalte clădiri din Timișoara. Una tot așa pe malul Beghei, o clădire cu 140 de apartamente unde avem tot atâtea familii care așteaptă să-și primească apartamentul. Majoritatea și-au văzut deja apartamentele și ei sunt încântați și nerăbdători să se mute. Acolo suntem în procedura de pregătire a recepției cu autoritățile statului și de îndată ce toate aceste proceduri de întăbulare apartamentare sunt finalizate, vom și preda. Și clădirea D, tot o clădire cu 20 de etaje la Bulevardul Tache Ionescu. Ea a fost deja recepționată cu autoritățile statului și suntem tot așa în procedurile de întăbulare și apartamentare, după care vom începe să predăm către cumpărători apartamentele. Aici vorbim de 240 de apartamente. Desigur că e amenajată și va fi dată în funcțiune și zona din jurul acestor clădiri. La parterul uneia dintre ele deja activează un magazin Mega Image mai mare și încep să se așeze și celelalte funcțiuni de servicii. Deci cartierul ISHO prinde din ce în ce mai bine contur. Am repornit lucrările la următoarea clădire rezidențială, tot o clădire pe malul Beghei de pe plus 4 cu 2 etaje retrase, unde în decembrie am demarat partea de rezervare, vânzare a apartamentelor, unde lucrurile s-au mișcat extrem de repede. Deci vedem în continuare apetit bun pentru un produs de calitate. Aici vorbim de o locație excelentă, sigur că e ABC-ul imobiliarilor, locație. Aici suntem în centrul orașului, dar în același timp pe malul Beghei, în același timp pe cealaltă latură cu un bulevard important și cu o accesibilitate foarte bună. Așa. Și ne propunem să continuăm lucrările la această clădire pe care vrem să o predăm tot așa la începutul anului viitor cumpărătorilor și între timp pregătim să demarăm tot în acest an probabil următoarea clădire mai mare, o clădire de pe plus 16. Deci proiectul nostru continuă, își vede de treabă. Noi credem că ieșirea din pandemie e predictibilă și vrem să putem bineveni în proiectul nostru cât mai multe familii în apartamente și sigur cât mai multe firme în zona de birouri, o zonă în care din nou în ultimele săptămâni am văzut repornite multe discuții legate de nevoia de birouri pentru firme în acest context de post-pandemie.